Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. De asemenea, dacă doriți să ajutați Turcia în aceste zile dificile, vom trimite în numele dumneavoastră toate veniturile noastre din butonul de alăturare colectate în prima lună către cei nevoiași din zonele de cutremur. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil Ibrahim Ceyhan și Slater Colu vor participa la campania de donații pentru victimele cutremurului, care va începe difuzarea la ora 20. În transmisia live, în care fiecare canal va fi transmis în același timp, toți participanții vor fi în același studio. În plus, Halil Ibrahim Ceyhan și Haluk Levent au supraviețuit unui accident minor în zona cutremurului. Din fericire, Halil Ibrahim Ceyhan este sănătos. Nu e nicio problemă. Halil Ibrahim Ceyhan, care va participa și la transmisiunea live din această seară, a acordat anterior un interviu unui canal local și asta a spus Halil Ibrahim Ceyhan în interviu: după cutremur, am fost de două ori în zona cutremurului și am încercat să o fac cât se poate de secret. I-a văzut pe acei oameni sub dărâmături care așteptau să fie salvați. I-am văzut fără adăpost, le-am văzut cele mai disperate momente. Acum trebuie să fim un remediu pentru ei. Ceea ce am văzut m-a șocat atât de tare încât nu voi putea să râd deloc. Nu voi putea fi deloc fericită până nu-i văd pe acei oameni recuperându-se și zâmbind din nou. Dacă nu simțim durerea altora ca pe propria noastră durere, atunci există o problemă. Simt acea durere în mine și voi continua să o sufăr până când durerea ei va fi alinată. Trebuie să-i ridicăm împreună pe acești oameni. Vă rugăm să ajutați toată lumea. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!